Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Cătălin Ghiță, profesor universitar, scriitor, și vom vorbi despre o carte frumoasă publicată în colecția de filozofie, în colecția Cogito a editurii Herald, Schiță pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești, de Nicolas de Condorcet, marchizul Nicolas de Condorcet, în traducerea Roxanei Iordache. Această carte a fost scrisă în intervalul, putem spune intervalul de 5 luni, cât a stat Condorcet ascuns în locuința doamnei Vernet în Paris, unde s-a refugiat, din păcate, în momentul în care a aflat că există un mandat de arestare pe numele său. Știm foarte bine, era acea perioadă tulbure din istoria Franței. Cumva noi chiar discutam la începutul, sau înainte de a intra în emisiune, discutam despre faptul că memoria postumă a lui Condorcet ar fi meritat o soartă mai bună, precum prietenul, putem spune, și contemporanul său Voltaire, despre care Condorcet a scris și o carte, Viața lui Voltaire. Dar iată, aș spune, un personaj extrem de important în epocă prin contribuția pe care a adus-o în multele domenii în care el a activat, și în zona politică, putem spune, și în zona, iată, matematicii, dar mai cu precădere în zona, aș spune eu, a socialului. Și aici vorbim de foarte multe lucruri, despre abolirea sclaviei peste ocean, bineînțeles, despre egalitatea între sexe și, în general, egalitatea drepturilor omului. Iată, vorbim și despre vot, un lucru, cum spuneam, un lucru revoluționar în epocă și oarecum neobișnuit. Deci, Condorcet a avut o contribuție majoră, am putea spune, la valorile iluminismului din acea epocă. Absolut, mă bucur să mă aflu alături de editura Herald și de Sorin Lucaci. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îi invit pe cititori, de altfel, să parcurgă această carte care a apărut de foarte curând la editura Herald, Schița pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești. O ediție frumoasă din toate punctele de vedere, prietenoasă cu cititorul pentru că are un corp de literă destul de mare și se citește foarte, foarte ușor, traducere la fel fluentă. Ce e important de știut, la fel cum spunea Sorin un pic mai devreme, Condorcet nu a avut parte de gloria postumă, cel puțin în conștiința publică, de care a avut parte, eu știu, mentorul lui D'Alembert sau colegii de generație, inclusiv persecutorii lui au devenit mai celebri decât el, da? Pentru că pomenea Sorin un pic mai devreme de Marea Teroare, da, practic faza de decădere a Revoluției franceze, în care Revoluția își consumă practic progeniturile. Robespierre este mult mai cunoscut decât Condorcet și asta spune totul, da? Părintele Marii Terori a ajuns mai cunoscut decât una dintre victimele indirecte, să spunem, ale acestei terori. Condorcet, în pofida faptului că s-a ascuns, e adevărat, în locuința doamnei de Vernet o perioadă, câteva luni bune, estimările variază între 5 și 8 luni, acel interval, de fapt, de timp pe care l-a folosit pentru a scrie schița, Condorcet însă este un om de mare curaj moral, din toate punctele de vedere. Adică demonstrează, pe de-o parte, un curaj extraordinar prin aceea că, fiind un aristocrat, fiind posesorul titlului de marchiz dintr-o ilustră familie franceză, a slujit cauzei Revoluției, cel puțin într-o fază inițială în care Revoluția se arăta a fi pur și simplu o răsturnare a unui ancien regim care devenise tiranic, pur și simplu, nepermițând practic niciunei modalități de expresie în afara clerului și a nobilimii.
Și de asemenea, este foarte important de spus că a fost, spre deosebire de alți aristocrați care s-au alăturat cauzei și au făcut-o fie pentru a-și salva pielea ca decadentul marchiz de Sade în aceeași perioadă sau pentru a își satisface un gust pentru egalitate socială, dar fără a avea o pregătire științifică, cum era marchizul de Lafayette, cel care contribuise fundamental la succesul Revoluției Americane 13 ani mai înainte de căderea Bastiliei. Trebuie spus că marchizul de Condorcet era un om cu o pregătire științifică excepțională. Dar era un matematician de primă mărime, este unul dintre pionierii aplicării unor principii matematice la ceea ce vom numi mai târziu economie politică și chiar ceea ce va deveni în secolul al XIX-lea sociologia. Fără contribuțiile, fără axioma lui Condorcet, de pildă, n-am fi avut astăzi aproape nimic valabil în probabilitatea economică și în teoriile care țin de scenarii repetitive în macroeconomie. Și e iarăși foarte important de înțeles că marchizul de Condorcet a pledat pentru o serie întreagă de măsuri luate în contextul unei epoci, cum era sfârșitul de secol al XVIII-lea în Franța, în care nimic nu părea a anunța respectivele măsuri. Dar cum ar fi, ca a spus Sorin un pic mai devreme, egalitatea de gen, egalitatea dintre femei și bărbați și dreptul femeilor de a fi educate, de a fi instruite și de a vota la oaltă cu bărbații, erau lucruri considerate ridicole la momentul acela. Nouă ni se par absolut normale, nimeni nu-și pune problema vreodată ca o femeie să fie tratată altfel decât ca egala perfectă a unui bărbat în societatea europeană de astăzi, cu toate că vedem societăți în lume care în continuare practică inegalitatea de gen. Asta vroiam și eu să vin cu o mică adăugire, faptul că într-adevăr acum mi se pare firesc, deși lucrurile nu stau chiar așa. Încă femeile cumva taxează faptul că nu sunt într-o proporție egală, nu există egalitate între femei și bărbați. Și aici ne referim la, nu știu, poziții de conducere în firme sau tot felul de alte lucruri care nu e. Dar uite, mă gândeam cumva, apropo de drepturile și de egalitatea între sexe, mi-a venit o idee la un moment dat, poate că e un pic cam teribilistă, dar mă gândeam la Condorcet ca la un fel de precursor, da? Îndepărtat, bineînțeles, precursor al mișcării feministe sau al feminismului. Asta doar mergând pe ideea acestui lucru, a faptului că el a militat pentru egalitatea drepturilor tuturor oamenilor și mai ales egalitatea între sexe. Absolut. Dacă avem în vedere faptul că el este aproximativ contemporan cu două dintre figurile foarte importante ale protofeminismului, să-i spunem, soții Godwin, da? William Godwin și soția lui Mary Wollstonecraft, cea care va scrie primul manifest feminist cunoscut la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În apărarea drepturilor femei, o altă carte publicată în colecția Cogito editurii Herald. Absolut, absolut. Și el este urmat de John Stuart Mill în secolul al XIX-lea, un alt mare egalitarist de gen care va pleda pentru drepturile femeilor și pentru dreptul acestora la educație și la vot. Înțelegem că e parte dintr-un lanț intelectual extrem de important, poate nu pus în relief suficient de puternic în raport cu contemporanii, vorbesc de Condorcet acum, dar asta și pentru că, și aici trebuie să spun, ca să mă întorc câteva minute concret asupra cărții despre care discutam, schița cu cele 10 capitole care relevă progresul și încrederea în acest progres al intelectului uman este o utopie, dacă vreți, teoretică, pentru că sunt trei premise pe care specialiștii le discută în relație cu
schița lui Condorcet, faptul că premisa de bază, da, încrederea lui Condorcet într-un progres ineluctabil al intelectului uman. Intelectul uman parcurge stagii din ce în ce mai rafinate de îmbunătățire și de acumulare de experiență pe care o traduce în progres. Al doilea principiu se leagă de faptul că progresul în științele naturale, în biologie, în matematică, în fizică, în chimie și așa mai departe, trebuie să se traducă în progrese corespondente în morală și în științele politice. Deci, odată ce societatea evoluează către un nivel de tehnologizare din ce în ce mai bun și pe măsură ce această societate își înțelege principiile biologice pe care se fundamentează, ea trebuie să atingă un stadiu proporțional dezvoltat în drepturile politice de care trebuie să bucure membrii acestei societăți pe de-o parte și de nivelul de etică pe care societatea ca ansamblu îl adoptă. Și nu în ultimul rând, a treia premisă a cărții lui Condorcet se leagă de un principiu, să spunem, al ignoranței sau al greșelii care e săvârșită de fiecare dată, zice el, din ignorarea unor principii sociale și nu dintr-o răutate funciară a ființei umane. Da? Aici Condorcet intră în perfectă rezonanță cu filozofia postulată de mai ilustrul și mai cunoscutul său contemporan Jean-Jacques Rousseau, filozoful elvețian, care spunea că omul este bun, se naște bun de la natură, dar că societatea este cea care îl corupe, societatea este cea care îl răiește. Da? Îl pervertește. Și îl pervertește, foarte bine spus. Și atunci, încrederea lui Condorcet în ființa umană se va revedea practic în toate programele pe care le va adopta stânga progresistă europeană, începând cu Prima Internațională, cu programul Partidului Comunist al lui Marx și Engels de la 1848 și în general cu tot ceea ce înseamnă dezvoltarea instituțiilor de stânga care au antrenat bunăstare și progres pentru pături din ce în ce mai lași de populație. Da. Punând așa în balanță plusurile și minusurile schiței, dacă se vede că e o carte, cititorul trebuie să știe de la bun început că are în față o carte neterminată sau mai degrabă, n-aș spune că e neapărat neterminată, cât nefinisată. Se vede că autorul a scris-o cu pistolul la tâmplă, era sub presiunea unui timp pe care îl credea din ce în ce mai precar și mai supus unei încapsulări, da? În ultimă instanță, pentru că el sfârșește în închisoare și sfârșitul lui vine iarăși într-un mod controversat. Nu s-au pus de acord specialiștii dacă a fost vorba despre o sinucidere. El primise o travă de la un prieten apropiat în cazul în care este capturat să evite tortura, sau dacă pur și simplu a fost otrăvit de un amestec de stupefiante și o travă, pentru ca o persoană de notorietatea marchizului de Condorcet la vremea respectivă să nu fie totuși executată ca un om de rând în cadrul Marii Terori. Da? Și cumva pe nedrept, din păcate. Și cumva pe nedrept, pentru că el slujise cauzei. Exact, el slujise cauzei până la un anumit punct, după care n-a fost de acord și cumva n-a făcut niciun fel de compromis și a susținut punctul de vedere când și-a dat seama că aripa radicală a lui Robespierre o luase razna, adică până și legat de sentința de judecată a regelui, el a fost de acord nu cu moartea, ci până la urmă cu o sentință, o închisoare pe viață,
care părea absolut ceva mai firească, să uman, spun. Uman. Umană, absolut. Exact. Absolut, și chiar în raport cu familia Condorcet a fost la fel de, o spun așa ca o paranteză ușor picantă, și în raport cu familia Condorcet a fost foarte permisiv, foarte lax, pentru că soția lui, care era mult mai tânără decât el, și care i-a supraviețuit, firește, s-a și îngrijit de editarea operei la începutul secolului al XIX-lea, deci la vreo 10-12 ani după moartea lui Condorcet. Dar ce e important de spus este că inițiase, el permisese, la rugămintea lui, inițiase o procedură de divorț cu puțin timp înainte de moartea lui Condorcet, pentru a-i permite fiicei lui să-i poată moșteni proprietățile și ele să nu fie confiscate de către Tribunalul Revoluționar. Da? A preferat deci să arunce o umbră de îndoială asupra bunei înțelegeri casnice, să spunem așa, doar pentru a-și pune la adăpost familia și pentru a o salva de consecințele teribile pe care le putea avea o răzbunare a Tribunalului Popular asupra familiei sale, care, repet, nu avea absolut nicio vină în esență. Putem vorbi, chiar dacă foarte bine ai punctat mai devreme, o lucrare nefinisată, nefinalizată, nu neapărat neterminată, dar mă gândesc că, și într-adevăr, scrisă sub stres, sub presiune, această schiță pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești, putem să vorbim și despre un soi de, aș numi-o eu, operă de maturitate, dat fiind faptul că el a murit, mă rog, hai să spunem, prematur, deși în epoca respectivă, dacă nu mă înșel eu, 50-51 de ani avea. Probabil că nu aceeași lucrare, pentru că rămâne până la urmă cea mai importantă lucrare a lui, probabil că nu aceeași consistență și nu aceeași profunzime ar fi dat-o conținutului lucrării dacă ar fi scris-o, nu știu, la 25-30 de ani. Fără îndoială, absolut. Perfect de acord. Aș spune chiar că are valoare de testament literar, pentru că era o lucrare de bilanț în care el încerca să introducă, să insereze practic toate concepțiile progresiste pe care le asimilase pe parcursul contactului cu Academia franceză și cu enciclopediștii alături de care lucrase an de-a rândul. Și nu numai atât, dar acel deziderat kantian, care este baza luminismului european, aufklärungului european per ansamblu, da, sapere aude, îndrăznește să știi, este de fapt premisa pe care se fundamentează tacit întreaga lucrare a lui Condorcet. Da? Schița nu reflectă numai un tablou al progresului minții în 10 stadii, așa cum se văd părțile succesive ale manuscrisului, ci și convingerea lui Condorcet că așa stau lucrurile în esență. Că până la urmă Revoluția franceză, cu toate excesele ei, va duce către o societate mai bună. O societate în care persoanele de culoare vor fi respectate la fel ca persoanele albe la vremea respectivă, cele colonizatoare care se considerau stăpânele lumii, că femeile vor fi tratate la fel ca și bărbații și că se vor bucura de aceleași drepturi, pentru că diferența pe care o clamau atâția nu există, este o simplă iluzie a unor bărbați, cum să zic, otrăviți de falocrație, și care ajunge să spună că educația este practic sursa tuturor lucrurilor bune și lipsa educației este în ultimă instanță cauza fundamentală a relelor dintr-o societate, oricare ar fi ea. Dragilor, am vorbit astăzi despre Nicolas de Condorcet, schiță pentru un tablou istoric al progreselor minții omenești, o carte publicată în colecția de filozofie, în colecția Cogito a editurii Herald. Iată
în cadrul ediției de toamnă a Târgului de Carte Elefant Fest, ediția online. A fost alături de noi Cătălin Ghiță, profesor universitar, scriitor, căruia îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de utile și de prețioase în ceea ce privește personalitatea lui Nicolas de Condorcet, dar și contribuția pe care el a lăsat-o, postum a lăsat-o umanității, contribuție în foarte multe domenii ale vieții sociale, din zona politică, drepturile omului, matematică și așa mai departe. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi superbă în continuare și lectură plăcută. La revedere!